Deschideți, vă rog, Sfintele Scripturi la Evanghelia după Ioan, capitolul 16. Vom petrece câteva minute în acest text din Ioan, capitolul 16, de la versetul 16 la versetul 24. Suntem în acest pasaj intitulat de cei care au tradus și au aranjat Sfintele Scripturi, cel puțin cele care le avem în mâna noastră, Întristarea prefăcută în bucurie. Întristarea prefăcută în bucurie mi se pare un titlu cât se poate de potrivit, mai ales când îl încadrăm în context, în ceea ce se întâmplă în aceste momente, în ceea ce vedem că urma să se petreacă în viața Domnului Iisus Hristos, în viața ucenicilor, știm că urmează ca să fie o mare întristare și știm că aceasta este datorită răstignirii Domnului Iisus Hristos. Trebuie ca să încadrăm de asemenea acest text în cadrul lărgit al Evangheliei după Ioan, cadrul lărgit, tematica lărgită, care știm că este motivația evanghelistului care vrea să ne comunice aceste evenimente pentru ca noi ca să cunoaștem identitatea Domnului Iisus Hristos și pentru ca noi să ne încredem în persoana Domnului nostru Iisus Hristos. În același timp, trebuie să încadrăm acest pasaj în contextul imediat și anume am văzut că acest dialog, monolog în mare parte, de fapt, este instrumentul prin care Domnul Iisus Hristos își pregătește ucenicii săi pentru evenimentul morții Lui și pentru lucrarea care aveau ca să facă în această lume după moartea și învierea și după înălțarea Lui la ceruri. Și Domnul Iisus Hristos îi pregătește nu numai să treacă prin aceste experiențe, nu numai să facă această slujire, ci să fie în stare să treacă prin ele și bucuria lor să fie deplină și să fie neclintită în Domnul Iisus Hristos. Și în acest context, unul dintre ele fiind contextul larg, în care trebuie să vedem ceva despre persoana Domnului Iisus Hristos, să înțelegem cine este El, să înțelegem că în El, prin credință în El, este mântuirea. Și în contextul acesta de pregătire a ucenicilor, care am văzut că este o pregătire specială a lor, la o chemare specială, la o slujire specială, la o experiență deosebită cu Domnul Iisus Hristos, dar că aplicațiile se revarsă și peste noi, care suntem urmașii lor, să ne uităm la acest text și să vedem în acest fragment care este intenția Domnului Iisus Hristos, care este mesajul Duhului Sfânt pentru noi, care sunt aplicațiile pentru viața noastră. Aș propune o schiță a textului nostru, o schiță scurtă. Am putea să vedem patru elemente majore în textul nostru. În primul rând, avem această despărțire anunțată de Domnul Iisus Hristos și vedem enumerate anumite efecte ale acestei despărțiri, anumite consecințe ale acestei despărțiri. De asemenea, după aia avem o reuniune anunțată de Domnul Iisus Hristos și vedem anumite efecte ale acestei reuniuni. Deci sunt două evenimente majore cu efecte ale acestei evenimente. O despărțire și după aia o reuniune cu persoana Domnului Iisus Hristos și fiecare eveniment produce anumite efecte. Despărțirea produce anumite efecte, produce un rezultat și reuniunea cu Domnul Iisus Hristos produce alt rezultat. Ca atare, chiar și aceasta ar fi un principiu foarte bun pentru noi. Despărțirea sau îndepărtarea de Hristos produce anumite efecte și ne putem imagina care sunt ele. Vom vedea în textul nostru care au fost pentru ucenici și care ar trebui să fie pentru orice om care îl iubește pe Hristos. Îndepărtarea de Hristos sau despărțirea de Hristos produce anumite efecte în viața credincioșului și reuniunea sau apropierea de Hristos de asemenea va produce anumite efecte în viața credinciosului. În primul rând, evanghelistul și Domnul Iisus Hristos ne arată această despărțire anunțată de Domnul Iisus Hristos. Peste puțină vreme, spune Hristos, nu mă veți mai vedea,
apoi iarăși peste puțină vreme mă veți vedea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Și la fel ca și ucenicii, ne întrebăm și noi ce anume vrea să spună Domnul Iisus Hristos prin asta. Ce anume vrea să spună prin faptul că peste puțină vreme nu mă veți mai vedea. Care este înțelesul, cum tălmăcim această expresie, la ce vrea să se referă Domnul Iisus Hristos prin aceasta. Și în contextul imediat, pare să fie clar vorba despre răstignirea sa, despre jertfa sa, despre moartea sa la calvar. Și atunci, dacă asta ar fi înțelesul, și cu siguranță cred că este interpretarea cea mai la îndemână în acest context, pentru că urma imediat să se întâmple acest eveniment, atunci, dacă asta ar fi înțelesul, dacă asta ar fi tălmăcirea acestei expresii, ar fi evident că a doua parte, adică apoi iarăși peste puțină vreme, mă veți vedea, se referă la învierea sa. Problema care se ridică de mulți comentatori și ar trebui să se ridice și de noi când citim acest text, este că ceea ce urmează descrierea acestei reîntâlniri pare să fie mai concludentă, mai amplă decât ceea ce se întâmplă doar la înviere. De exemplu, Domnul Iisus spune, femeia când este în durerele nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul, dar după ce a născut nu-și mai aduce aminte de suferință, de bucuria că a născut un om pe lume. Tot așa și voi acum sunteți plini de întristare, dar eu vă voi vedea iarăși, inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Pare să indice o consumare deplină, finală a bucuriei lor în Hristos, la revederea cu Hristos, care nu pare să corespundă doar cu evenimentul învierii. Pentru că știm că consumarea finală este una escatologică. Pentru că știm că după învierea Domnului Iisus Hristos, deși bucuria a fost fantastică, extraordinară, totuși ucenicii au mai avut de cerut de la Domnul Iisus Hristos. Totuși au rămas încă întristați. Totuși au fost momente de întristare. Chiar Domnul Iisus Hristos îi întristează din nou și aici îi avertizează despre această întristare care are să vină după înviere, în momentul înălțării lui. În momentul în care le spune că va trebui din nou ca să-i părăsească pentru că el merge să fie cu Tatăl, dar va reveni. Și avem din nou acest ciclu de despărțire și de revenire, acest ciclu de întristare și de îmbucurare. Ca atare, descrierea aceasta despre finalitatea bucuriei, despre acea zi când nu mă veți mai întreba de nimic, în acea zi în care bucuria în mod concludent nu mai poate fi afectată, nu pare să corespundă 100% cu momentul învierii, în care bucuria este extraordinară, fantastică, dar nu este consumată în mod final. Consumarea finală în Sfintele Scripturi este una veșnică, una escatologică, una în care la finalul istoriei copiii lui Dumnezeu vor fi în această bucurie deplină cu Mântuitorul lor, cu Dumnezeu, cu Domnul nostru Iisus Hristos, și această bucurie va fi nealterată, va fi veșnică și din acest punct de vedere va fi consumată pe deplin. Sunt diverse interpretări care se dau la acest text, mai ales la această frază, mă veți vedea din nou. Unii zic că se referă la învierea Domnului Iisus, alții zic că se referă la pogorârea Duhului după înălțarea Domnului Iisus Hristos. Și am văzut din pasajul nostru, din acest monolog al Domnului Iisus Hristos, că în diverse locuri Domnul Iisus Hristos face într-adevăr referire la moartea și învierea sa, la pogorârea Duhului Sfânt. Sau, a treia variantă, unii zic că Domnul Iisus Hristos se referă la revenirea lui finală, la revenirea lui escatologică. Și există multă dezbatere despre intenția Domnului Iisus Hristos. Vrea Domnul Iisus Hristos să le vorbească aici despre învierea sa, despre despărțirea prin moartea lui și despre reuniunea prin învierea lui? Vrea să le vorbească despre despărțirea prin înălțare
și despre reuniunea prin pogorârea Duhului Sfânt și prin această uniune tainică la care am văzut că și noi avem parte cu Hristos prin prezența Duhului Sfânt, sau vrea să le vorbească despre revenirea Lui finală, escatologică. După ce i-a părăsit prin înălțarea Lui la ceruri, după ce, într-un fel, a lăsat biserica Lui în mijlocul acestei lumi păcătoase și deși este cu noi în inimile noastre și este prezent în mijlocul adunării, fizic vorbind, nu este în mijlocul nostru și vine o zi de revenire, de reuniune în care vom fi cu El, îl vom vedea față în față, îl vom vedea așa cum este și vom fi transformați să fim și noi glorificați precum este El. Care dintre aceste trei, există foarte multă dezbatere, care dintre aceste trei este înțelesul și intenția Domnului Iisus Hristos? Eu cred că există o posibilitate mai completă, mai complexă decât a spune Domnul Iisus Hristos vrea să spună că este vorba despre înviere. Sau Domnul Iisus Hristos vrea să spună că este vorba doar despre pogorârea Duhului. Sau doar despre revenirea finală, revenirea escatologică. Nu cred că Hristos vrea ca să înțelegem că este ori A, ori B, ori C. Și cred că deși contextul imediat are în vizor într-adevăr moartea și învierea sa, Domnul Iisus Hristos vorbește despre acest eveniment care tocmai avea să se întâmple, cred că contextul lărgit ne indică că Domnul Iisus Hristos are în vizor toate aceste evenimente, care sunt încapsulate în această frază ca și un tipar. Și tiparul este acesta, despărțire și reuniune. Da? Despărțire și reuniune de persoana Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos cred că are în vizor imediat moartea și învierea sa, dar în contextul lărgit are toate aceste evenimente în gândirea lui și în intenția lui ca să le comunice ucenicilor. Și anume moartea și învierea, înălțarea și pogorârea Duhului Sfânt și reuniunea fizică, finală, escatologică cu biserica sa în vremurile din urmă, la finalul timpului. Cred că acest text este cel mai bine înțeles în acest fel, multidimensional. Când vedem că Domnul Iisus Hristos vrea de fapt să-i pregătească pe ucenici și pe toți credincioși pentru acest ciclu, pentru acest tipar care va fi îndeplinit de despărțire și reuniune. În contextul imediat, Hristos le spune ucenicilor Lui despre aceste evenimente care urmau să se întâmple imediat. Și urmau să le trăiască ei imediat. Ei urmau ca să-L vadă pe Domnul Iisus Hristos arestat, chinuit și dus la Golgota ca să fie sacrificat. Și aveau nevoie să fie pregătiți pentru aceste evenimente. Pentru ca credința lor să nu fie sfâșiată complet. Și dacă citiți cu atenție Evangheliile și dacă citiți cu atenție reacția lor în momentul în care Domnul Iisus Hristos este răstignit, reacția lor în momentul în care vestea învierii vine, veți vedea că credința lor era extrem de slăbită, extrem de dubioasă. Noi avem tendința aceasta, poate câteodată, să idolatrizăm într-un fel pe ucenici și pe apostoli. Să credem că au fost niște oameni care n-au avut nicio cusură, nicio cădere din credință. Au fost oameni ca și noi. Da? Petru Bietu își băga piciorul în gură non-stop. Da, zicea tot felul de prostii, făcea tot felul de gafe. Ceilalți, exact cum a zis Domnul Iisus Hristos, în momentul în care a venit momentul răstignirii Lui, au fugit fiecare unde a știut. Și când femeile au venit ca să le spună că Hristos este înviat, nu le-a venit să creadă. Și Toma n-a crezut până când n-a pus el mâna. Oamenii aceștia n-au fost de la sine niște titani. Au fost niște oameni slabi și neputincioși, și în multe feluri omenește vorbind necredincioși. Diferența a făcut-o lucrarea Duhului Sfânt în viața lor. Nu ei. Nu că ei au fost niște oameni extraordinari. Au fost niște simpli oameni. Niște pescari, niște oameni obișnuiți. Ceea ce a fost deosebit a fost misiunea specială și înzestrarea specială a Duhului Sfânt. Ceea ce a fost deosebit a fost rugăciunea Domnului Iisus Hristos care a spus că s-a rugat pentru ei. Ca credința lor să nu se piardă. Ca ei să fie păstrați, ca ei să fie ținuți în mâna lui Dumnezeu. Asta a făcut diferența în viața acestor oameni. Ei aveau
să treacă prin această experiență prin care persoana cea mai dragă lor, cea mai apropiată, prietenul lor cel mai aproape, în care își puneau toate speranțele. Țineți minte că ei la un moment dat și probabil că și în acest moment mai au încă speranțe că va veni o împărăție în curând, în care ei să facă parte, se va instaura în curând. Și probabil că în momentul în care îl văd pe Domnul Iisus Hristos crucificat, toate speranțele lor sunt spulberate. Toată nădejdea lor, toate visele lor sunt absolut spulberate. Ce mai credeau ei în acel moment că se va întâmpla din momentul în care Domnul Iisus Hristos era mort? Domnul Iisus Hristos îi pregătește pentru acele evenimente, dar în același timp, cred că Domnul Iisus Hristos are în vizor un tipar care prin secvențe repetate arată spre acea consumare finală. La cruce se produce o despărțire între ucenici și Hristos, iar reuniunea se produce imediat la învierea sa. Da? Vedem un ciclu acestui tipar. Apoi, în scurt timp, vedem din nou să repetă acest tipar. Se repetă la înălțarea Domnului Iisus Hristos, când din nou, într-un fel, El își părăsește ucenicii și se produce o reuniune la pogorârea Duhului Sfânt, care creează această uniune tainică între Hristos și credincios. Apoi, fizic vorbind, Hristos este departe de biserica sa, deși este prin Duhul lui, în mijlocul bisericii lui, în mijlocul adunării și în lăuntrul fiecărui credincios, El fizic nu este în mijlocul nostru. Există o despărțire. Și apoi vine, conform acestui tipar, vine ziua în care El va veni din nou pe nor și noi îl vom vedea din nou fizic. Vine reuniunea. Și cred că Domnul Iisus Hristos, are în gând acest tipar și aceste evenimente care în mod specific vizează pe ucenici. Ei aveau să trăiască două dintre aceste două secvențe și în mod general ne vizează pe fiecare dintre noi, care ne simțim pe drept într-un fel la acest moment departe de Domnul nostru, departe de împărăția Lui, departe de prezența Mântuitorului nostru. Și noi trebuie să privim la acest mesaj al Domnului Iisus Hristos, la acest tipar, la aceste secvențe, cele două din trei secvențe gata îndeplinite și să știm că vine reuniunea, vine revenirea Lui, la fel cum după moarte a venit învierea, după înălțare a venit pogorârea. Vine revenirea Lui pe nor, vine revenirea Lui în care El își va instaura împărăția Lui în mijlocul nostru, vine glorificarea noastră, vine prezența Lui permanentă în mijlocul, nostru. Adevărat, adevărat vă spun, spune Domnul Iisus, că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Vă veți întrista, dar întristarea voastră se va preface în bucurie. Acesta este tiparul. Întristarea se preface, se preschimbă în bucurie. Cel mai profund a fost experimentat acest lucru de ucenici. Mai profund pentru că aveau o relație extrem de strânsă cu Domnul Iisus Hristos. Au trăit 3 ani de zile cu Mântuitorul. Au mâncat împreună, au călătorit împreună, au discutat, au dezbătut, au glumit. Au avut o relație deosebită. Era persoana omenește vorbind, cea mai apropiată, da? Adăugați deasupra acestei relații omenească toate laturile spirituale și vă puteți poate un pic imagina din durerea despărțirii între ucenici și Domnul Iisus Hristos, da? Vedem lucrul acesta din mărturia Scripturii, că ei au suferit și că nu înțelegeau exact ce urma să se întâmple. Moartea Domnului Iisus Hristos i-a prins prin surprindere și învierea Lui i-a prins prin surprindere cu atât mai mult. Am văzut și știm din Sfânta Scriptură că oamenii aceștia nu stăteau undeva într-o cameră și ziceau: e ok, stați liniștiți oameni buni, că în 3 zile va învia. Oamenii aceștia jeleau și plângeau și credeau că a venit sfârșitul. Relația lor cu Mântuitorul s-a sfârșit.
Și când a venit vestea învierii, era de necrezut pentru ei. Noi câteodată credem că pur și simplu așa, au trecut acele trei zile și gata, s-a terminat. Nu. Acele trei zile au fost cumplite pentru ucenici. Acele trei zile au fost întunecate pentru ucenici. A fost cea mai profundă suferință pentru acești oameni. De asemenea, a fost profundă pentru că au experimentat-o într-un fel de două ori. O dată, după ce au trăit trei ani cu Mântuitorul și El a fost răstignit, au suferit această despărțire. Au suferit această durere profundă timp de trei zile. Apoi au avut reuniunea și au experimentat toată bucuria acelei reuniuni. Da? Imaginați-vă dacă cea mai dragă persoană, nu știu, soția dumneavoastră, copilul dumneavoastră, ar fi mort pentru trei zile. Ce-a simțit pentru acele trei zile, da? Cum ar fi? Pregătire pentru înmormântare. Va mai mult. L-au înmormântat. Nici n-au pot să meargă la mormântare, să-l jelească public. Și după aia, revenirea. Nu? Ce-ai simțit? Poți închipui ce-ai simțit? Și la scurt timp, la câteva săptămâni, din nou, plecare. Li s-a sfâșiat inima, cu siguranță, la ambele evenimente. La moartea Domnului Iisus și la înălțarea Domnului Iisus Hristos. Da? Din nou la înălțare, din nou reuniunea prin pogorârea Duhului Sfânt. Dar de data asta o reuniune care nu este fizică. Nu mai puteau să pună mâna cu El, nu mai puteau să mănânce împreună, nu mai puteau să stea la masă împreună. Există o uniune tainică, o uniune duhovnicească, dar nu mai este fizică. Ei au experimentat probabil cel mai profund. Dar, într-un fel, fiecare creștin experimentează această realitate într-un alt fel. Noi suntem încă aici, în această lume. Hristos a spus că ne lasă în această lume, nu ne scoate din mijlocul ei, deși nu mai suntem din ea. El nu mai este aici, El este la Tatăl. Este înapoi în gloria și în slava care au avut-o dinainte de întemeierea lumii. Dar, spune Hristos, vine ziua când îl vom revedea. Vine ziua când El va reveni. La fel cum a revenit din morți, la fel cum a venit după ce s-a înălțat prin pogorârea Duhului, va reveni fizic, în fața ochilor noștri. Va fi acolo, vom putea ca să punem mâna noastră în mâna Lui. Vom putea să stăm împreună la masă cu El. Domnul Iisus Hristos ne spune că la fel cum ucenicii au suferit și sufereau din cauza acestei despărțiri, din cauza acestei distanțe, într-un fel, între ei și Hristos, s-au bucurat la revenirea Lui din morți, s-au bucurat la pogorârea Duhului Sfânt și de asemenea noi care acum suntem într-o relație tainică cu Hristos, dar tânjim după o relație propriu-zis față în față și suferim din cauza că noi suntem aici și El este cu Tatăl, avem încredințarea că vine o zi în care va fi reuniunea. Avem încredințarea și avem nădejdea că vine o zi când El va reveni cum a venit la primele două despărțiri. Efectul despărțirii l-am văzut deja. Hristos îl descrie acest efect în acest fel. Adevărat, adevărat vă spun că voi veți plânge și vă veți tângui, iar lumea se va bucura. Sau în versetul 21, femeia când este în durerile nașterii se întristează pentru că i-a sosit ceasul. Acum, femeile care au trecut prin durerile nașterii poate au o idee mai bună despre ce fel de durere spune Domnul Iisus Hristos că ar trebui ca să simtă un credincios care este despărțit pentru un timp sau într-un fel de Domnul lui. Noi bărbații, mai ales probabil în România, unde poate numai acum îi las pe bărbat să intre în salon în timpul nașterii, pe vremuri nici nu îi lăsau și foarte înțelept doctorii aceia, pentru că eu am fost prezent odată și nu vrei să fii acolo. Da? Nu-i o experiență plăcută. Experiența plăcută e când copilul este născut și bucuria. Ce-i până atunci nu este plăcut. Este dureros doar ca să te uiți la soția ta, să vezi în acele dureri, cu atât mai mult să fii în acele dureri. Și Domnul Iisus Hristos spune o asemenea durere. Așa agonie ar trebui să experimenteze cei care sunt despărțiți într-un fel sau pentru un timp de Domnul
lor. Tot așa spune Domnul Iisus Hristos, și voi acum sunteți plini de întristare. Da? Plini de întristare. Evident, aceste cuvinte se adeveresc imediat în viața ucenicilor. Ei simt această tristețe, ei simt această jale, ei simt această durere în mod profund, imediat. Imediat ce Domnul Iisus Hristos este arestat, imediat ce Domnul Iisus Hristos este chinuit, imediat ce Domnul Iisus Hristos este omorât, imediat ce este pus în mormânt, ei încep și simt această durere odată cu răstignirea Domnului Iisus Hristos. Întristarea lor a fost profundă. Ăsta este unul dintre efecte. Din cauza despărțirii lor față de Mântuitorul lor. Și în același timp, lumea s-a bucurat. Un dublu efect. Pe de o parte, credinciosul este întristat. Pe de o parte, lumea se bucură din cauza acestei despărțiri. Această realitate care ei au experimentat-o, a întristărilor profunde și a bucuriei care o simte lumea, această realitate este experimentată sau ar trebui să fie experimentată de fiecare dintre noi. Ne este dor să-L vedem pe Mântuitorul nostru. Vrem să stăm din nou la masă cu El. Vrem din nou ca să stăm cu capul pe pieptul Lui. Vrem din nou ca să bem din același pahar. Vrem din nou ca să avem părtășie față în față cu El. Iar lumea se bucură și batjocorește biserica Lui și ne hulește și spun: unde vă este Mântuitorul? De 2000 de ani a zis că revine să vă ia în slavă cu El. Unde vă este Mântuitorul? Ei ne hulesc și se bucură din cauza suferinței noastre, din cauza că pentru un timp suntem la distanță de Mântuitorul nostru, iar noi suntem întristați din cauza că nu putem ca să fim pe deplin în prezența Lui. Cu toate acestea, noi știm că El vine. Cu toate acestea, noi știm că El nu întârzie nici măcar o zi. Știm lucrul acesta pentru că n-a întârziat nici în trecut. Știm lucrul acesta că prin Harul Lui Dumnezeu ni s-a depus mărturie despre acest lucru. Prin aceste evenimente descrise și adeverite prin Sfintele Scripturi. Ce har! Să avem dovada și declarația Sfintelor Scripturi despre experiența ucenicilor. Lor li s-a spus că peste puțin timp vor fi despărțiți, dar după aia din nou reuniți și exact așa a fost. În scurt timp a fost omorât Hristos și peste 3 zile a fost înviat și din nou a fost în părtășie. Lor li s-a spus că peste puțin timp va fi despărțit și a fost prin înălțarea Lui. Și la scurt timp, la cinzecime, au fost din nou uniți prin lucrarea tainică a Duhului Sfânt. Ca atare, noi avem harul acesta, nu doar să avem promisiunea Domnului Iisus Hristos că El va reveni, dar să avem aceste dovezi adeverite prin Sfintele Scripturi, că atunci când El spune că va pleca și va reveni, El pleacă și revine și nu întârzie nici măcar o clipă. N-avem vreun dubiu, n-avem vreo, n-avem nici un motiv ca să credem că El s-ar putea să nu revină sau că El s-ar putea să întârzie din această revenire. Această revenire, la fel ca și despărțirea, are și ea anumite efecte. Hristos își lasă ucenicii Săi, nu doar cu o proclamare a despărțirii, dar își lasă ucenicii Săi și cu o proclamare că se vor revedea, că va reveni și vor fi din nou în părtășie. O promisiune care e important să înțelegem, ni se face și nouă, nu doar lor. Acest tipar și aceste promisiuni se aplică și nouă. Foarte important să înțelegem. Mesajul acesta prin care Hristos își pregătește ucenicii pentru despărțire și pentru reuniune, se aplică și nouă. Hristos ne vorbește și nouă. El vrea ca să înțelegem că durerea despărțirii este reală, dar bucuria revenirii este la fel de reală. Și promisiunea revenirii trebuie să aibă efecte în viața noastră la fel de reale. Domnul Iisus Hristos spune apoi: iarăși, peste puțină vreme, mă veți vedea. Sau în versetul 20, întristarea voastră se va preface în bucurie. Sau în versetul 21, dar după ce a născut pruncul, nu-și mai aduce aminte de suferință. Îți dai seama să nu-ți mai aduce aminte de suferință. Pentru că bucuria că s-a născut un om pe lume, bucuria revederii noastre cu Hristos, va șterge orice amintire a durerii, orice amintire a suferinței.
Gândește-te la cea mai profundă suferință din viața ta. Gândește-te la cea mai profundă pierdere din viața ta. Poate momentele în care ai stat și ai plâns la marginea sicriului. Poate momentele în care ai stat și ai plâns din cauza bolii care ți-au spus doctorii că poate este incurabilă. Poate momentele în care te-a părăsit persoana cea mai dragă ție. Și gândește-te la faptul că vine o zi când din bucurie de a fi cu Hristos nu-ți vei mai aminti de acele suferințe. Este fantastic, este incredibil, este necrezut, dar acesta este efectul prezenței Domnului Iisus Hristos. Tot așa, și voi acum sunteți plini de întristare, spune Hristos, dar eu vă voi vedea iarăși și inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. Cât de repede ni se răpește bucuria în ziua de astăzi. Cât de repede ni se răpește bucuria în ziua de astăzi. În ziua aceea nu mă veți mai întreba de nimic. Nimic nu va lipsi. Nu mai avea nevoie. În ziua aceea totul va fi desăvârșit. Aplicația imediată pentru ucenici este clară. Urmau să experimenteze aceste două momente de despărțire. Răstignirea și înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Iar aceste cuvinte erau pregătitoare pentru ei. Prevesteau ce urma să se întâmplă pentru a-i pregăti. Pentru ca ei să treacă prin acele experiențe și să nu fie dărâmați. Să nu fie deznădăjuiți de tot. Aplicația pentru noi este în egală măsură să ne motiveze pe noi să trecem prin această lume cu bucurie în mijlocul întristării. Cu bucurie chiar dacă încă n-am ajuns în prezența Domnului nostru Iisus Hristos. Este o motivație la bucurie prin realitatea reuniunii cu Domnul nostru Iisus Hristos. Îl vom vedea pe Hristos, fără doar și poate. Întristarea noastră, ne spune Hristos, se va preface în bucurie. Oricât ai suferit. Și fraților, cunoscând viețile noastre, pot spune că am suferit puțin. În comparație cu cât se poate suferi. Fiecare dintre noi. Am suferit puțin în comparație cu ce a suferit Mântuitorul nostru. Dar oricât ai suferi, orice te-ar mai aștepta în viața aceasta, boală, tragedie, dezamăgiri, toate acestea se vor preface în bucurie. Pentru că Apostolul Ioan spune în Apocalipsa că el va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici jale, nici strigăt, nici durere. Pentru că lucrurile dintâi s-au dus. Asta este efectul prezenței depline a Domnului Iisus Hristos. Hristos descrie acea stare desăvârșită în felul următor în Ioan. Nu mă veți mai întreba de nimic. Aici Domnul Iisus Hristos nu spune că nu veți mai avea întrebări. Asta e ideea. Ideea este că nu veți mai dori ceva, nu veți mai avea nevoie de ceva, nu veți mai cere nimic. Pentru că totul va fi împlinit. Pentru că toate nevoile noastre vor fi împlinite. Ce ai mai putea cere în momentul în care l-ai pe deplin pe Hristos? Ce ai mai putea dori și după ce ai mai putea tânji? Ești în prezența slavei lui Dumnezeu. Câte cereri inutile. Câte cereri absurde, câte nevoi stupide avem noi la adresa lui Hristos în ziua de astăzi. Când nevoia noastră numărul unu este să fim în prezența Lui. Când nevoia noastră numărul unu este să avem părtășie cu El. În acea zi vom avea totul. Efectul reuniunii pentru ucenici a fost transformarea întristării lor într-o bucurie deosebită. Și același efect este produs de promisiunea reuniunii Domnului Iisus Hristos pentru noi. Pentru că știm că această promisiune este sigură. Ea este da și amin. Noi nu stăm să vedem dacă se va întâmpla. Noi știm că este ca și întâmplată dacă este promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. Noi știm că ea este sigură. Noi știm că ea este iminentă. Pentru unii dintre noi, reîntâlnirea cu Domnul nostru Iisus Hristos ar putea să fie mai repede decât ne imaginăm. S-ar putea să fie astăzi, sau mâine, sau peste o lună. Există o bucurie a reuniunii cu Hristos prin Duhul Sfânt
în baza promisiunilor Domnului nostru Iisus Hristos, adeverite pentru noi în Scriptură, care o putem experimenta acum. Acum putem să beneficiem de această bucurie. Acum putem să avem această bucurie deplină. O bucurie care nu poate fi răpită de nimeni. Inima vi se va bucura și nimeni nu va răpi bucuria voastră. V-ați gândit că Hristos le vorbește despre bucuria lor deplină, care nu poate fi răpit, știind că după înviere urmează să-i părăsească din nou. Știind că după înviere urmează să-i întristeze din nou. Știind că după înviere și înălțare vine persecuția și majoritatea ucenicilor vor sfârși ca și martiri și Hristos le spune, în baza acestei promisiuni puteți avea bucurie deplină care nimeni nu poate răpi. Nimeni nu poate răpi. Nu Imperiul Roman care vă va persecuta, nu falși învățători care vă vor persecuta în biserici, nimic și nimeni nu vă poate lua din mâna lui Dumnezeu. De ce? Pentru că este decretul și promisiunea lui Dumnezeu care ne ține acolo. Pentru că este promisiunea lui că El ne-a răscumpărat și ne vom vedea împreună cu El în final, care ne aduce această bucurie. Grijile acestei lumi, problemele acestei lumi, ne pot apăsa pentru un moment. Ne pot dărâma pentru un moment. Dar promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos ne va păstra în bucuria Lui pentru totdeauna. Pentru că nu este puterea noastră. Pentru că nu este calitatea noastră. Pentru că nu este meritul nostru. La fel cum nu a fost meritul lor care i-a păstrat. Care a produs această bucurie. Care a garantat revederea lor cu Domnul nostru Iisus Hristos. Ci este promisiunea Lui care produce și care garantează această revedere, această reuniune. Promisiunea Domnului Iisus Hristos după înviere era pentru ei deja adeverită. Sunt convins că la înălțare durerea era mai mică. Sunt convins că la înălțare erau mai pregătiți. Sunt convins că la înălțare erau mai ancorați în această promisiune. El pleacă, dar ei știu că nu-i va lăsa singur, ci că este cu ei și cu noi prin Duhul lui Dumnezeu. Bucuria care nu poate fi răpită nu este doar a ucenicilor, ci a fiecărui creștin care așteaptă cu certitudinea lucrată de Duhul Sfânt în viața ta revenirea Domnului Iisus Hristos. Ioan 16, de la 16 la 24, a fost revelat și a fost relevant nu doar pentru ucenicii Domnului Iisus Hristos, ci pentru toți cei ce așteaptă cu credincioșie și cu nerăbdare revenirea Domnului nostru Iisus Hristos. Și această promisiune este pentru noi. Într-adevăr, există un efect, o durere a despărțirii și a distanței între noi. Într-un fel ai putea spune că suntem în două lumi diferite. Noi suntem în această lume, El este împreună cu Tatăl. Dar, în același timp, există o promisiune și o certitudine a reuniunii noastre cu Hristos, care de asemenea produce și ea un efect, și anume o bucurie mai mare, care nu poate fi furată, care nu poate fi nimicită. Și știm că vine o zi a consumării în care nu vom mai dori nimic, în care nu va lipsi nimic, în care nu ne vom mai aminti de dureri, în care nu vom mai tânji după nimic și în care vom fi împliniți pe deplin în Domnul nostru Iisus Hristos. Ce minunată zi! Ce mult ar trebui să tânjim după această zi! Și ce mult ar trebui să ne bucurăm de promisiunea că această zi vine și nu zăbovește! Dumnezeu să lucreze în viața noastră în această dimineață această bucurie. Dumnezeu, prin prezența Duhului Sfânt și prin lucrarea Lui în mijlocul nostru, să șteargă lacrimile noastre, să șteargă apăsările noastre, dezamăgirile noastre, suferințele noastre și să pună în inima noastră bucuria reuniunii cu El, consumată în ziua în care Îl vom vedea pe Mântuitorul nostru coborând în mijlocul nostru să-și instaureze împărăția. Amin. Amin.